Salutare, dragilor! Am uitat să vă filmez finalul, am fost foarte ocupați, totul pe viteză și am zis totuși să revin să vă arăt aproape finalul apartamentului. Deci, acesta este dormitorul. Vă aduceți aminte cum era înainte. Eu sper să pun ceva imagini să vedeți. Foarte vechi, un bloc din 68. Acum noi am terminat, am schimbat doar întrebătoare în instalația, n-am schimbat, o trebuie așa aia schimbată. Am pus luminile, am mai pus ceva tablouri, plintele, mai trebuie dat cu silicon pe aici, pe acolo, silicon alb. Dar n-am mai avut timp, trebuie curățat, bineînțeles, că vedeți încă este praf. Cam asta a fost. Caloriferul și el va trebui, dar anul viitor se va schimba, de fapt, și se va schimba și caloriferul, toată instalația, și atunci a rămas așa, nu l-am atins. Cam acesta este parchetul, a fost un parchet super fain, l-am găsit la Dedeman cu 72 de lei metru pătrat, vedeți, sunt plăci mari. Este foarte calitativ, este german, producție germană și mi s-a părut un preț bun. Acum, noi am pus peste parchetul vechi, nu este foarte uniform, dar asta este. Aici, în acest hol, iar vă aduceți aminte ce era, era nebunie. Acum, acolo nu am terminat, deoarece aici voi pune ușă culisantă, dar la fel anul viitor. Voi pune o șoculisantă și aici vor veni rafturi, spațiu de depozitare, până în tavan, efectiv. Aceasta este ideea. Acum, prizele la fel sunt noi, dar mai sunt murdare, trebuie curățate puțin. Nici nu le-am văzut. Am mai făcut ceva retușul pe aici, am mai atins. Că am tot cărat mobila și la fel ne-a rămas de dat cu silicon peste plintă. Plinta a fost una de PVC, a fost destul de ieftină, nu mai știu cât a fost, dar nu un preț foarte mare, dar mie mi se pare ok, practică. Aici avem ce am cumpărat dormitorul, este dormitorul complet, este un pat foarte fain, cu o saltea de calitate puțin peste medie și restul dulapurilor. Este o comodă mare, un dulap imens ce va veni. Deci acolo, vedeți, aceea este lățimea camerei. Pe toată lățimea, în spatele ușii, haideți să vă arăt, ca așa înțelegeți mai bine. Deci aici, din cap în cap, avem 2,80.
Și aici tot peretele acesta va fi până în tavan cu un dulap. Un dulap tot așa cu uși culisante, una este cu oglindă și două au un model, o textură foarte frumoasă, modernă, dar na, nu pot să vă arăt acum. Iar patul va veni aici și sunt două noptiere la cap și aici va veni o comodă. Va trebui puțin aranjat și cu cablurile acestea, deci inițial am vrut să le încastrez, dar vor veni pe afară și vor intra pe jos, pe balcon. De moment sunt așa, eu le-am pus doar să probăm că este totul în regulă, dar nu mă voi ocupa eu. Aici vedeți același parchet, acolo am pus și baghetele de trecere, tot de la Dedeman, cam majoritatea le-am cumpărat de la Dedeman. Și urmează, am pus și acele șine pentru o perdea, în care vor fi prinse un rând de perdea și un rând de draperii. Acum ferestrele nu sunt curate, vedeți cum sunt, trebuie spălate, că a fost foarte mult praf. La fel vor fi și țevile acestea schimbate, toate și caloriferele, va fi altă centrală nouă, dar astea anul viitor. Aici a rămas mobila veche, care și aceasta va fi schimbată, e și asta bătrână, dar nu, este într-un stadiu bun, dar o va schimba. Și cam așa arată. Puteți vedea aici, de exemplu, țineți minte, în sufrageria aceasta era cu verdele acela cu rolul, modelul acela cu rolul. Aici era plin de fisuri, dar fisuri ceva imense, mari, așa, la fiecare 40, cam așa erau grinzile. Și era plin. Acum, ce mai vedeți, petele acelea sunt umbre ce vin de afară. Dar nu se văd pete, deci este foarte, foarte frumos și foarte fini pereții. Deci am mers pe gama de la Baumit, care eu am rămas impresionat de această gamă. Gletul a fost tot de la ei. Haideți să vă arăt că mai a rămas un sac, dar nu știu pe unde. Ah, aici este Clima Fino. Acesta a fost gletul de încărcare și am folosit plasă. După aceea am dat cu Clima Finish, gletul de finisare, iar după aceea am folosit, imediat să vă arăt, am folosit Clima Color. Aceasta este vopseaua. Deci am mers pe gama completă a lui Baumit și pot să spun, nu le fac publicitate, nu am fost plătit absolut deloc, dar vă spun cu mâna pe inimă, i-am rămas foarte surprins și mi-au plăcut foarte mult. Și este un complex ce se compensează unul pe altul, deci începând de la gletul de încărcare până la cel de finisare și vopseaua, toate sunt permeabile la vapor, reglează higrometria camerei, purifică aerul, este pe bază de var și atunci pereții vor absorbi umiditatea ce este în cameră. Când o vor reda, practic se va reda un aer mult mai pur, deoarece varul, știți, este dezinfectant. Acum nu știu să vă explic eu științific toate reacțiile chimice ce se fac, dar vă spun așa în mare cam ce am citit și eu de la alți producători ce lucrează cu materiale pe bază de var. Deci eu le recomand cu căldură. Plus că a ieșit finisajul foarte, foarte bine. Deci nu mă așteptam să iasă atât de bine, așa de ușor se lucrează cu gleturile lor, ci cel de finisare. Deci mă refer doar la gleturile Clima Fino, pentru că acestea le-am probat. Restul nu știu, să nu mă înțelegeți greșit și mai ales nu le fac publicitate absolut deloc, eu vă spun ce am folosit aici. Și a rămas super frumos. Și este totul ranforsat. Este ranforsat cu acea plasă de fibră și cam așa arată. Aici acestea nu vor rămâne așa. Va veni cablul acela, se va vedea, pentru că, în fine, nu,
Dar aici va veni la fel o comodă și va fi alt cablu pus pentru antenă, pentru router, pe acea comodă va fi routerul. Vor mai veni niște modificări. Dragilor, eu sper să vă placă acest apartament și puteți vedea foarte simplu. A fost renovat dintr-o ruină, a ajuns să arate frumos, să fie nou, să miroasă frumos și arată într-un mare fel, să știți. Arată foarte frumos și mie îmi place cel puțin. Clienta este foarte încântată, deci misiune îndeplinită. Sper să vă placă și să vă inspire. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă doresc multă sănătate și numai bine. La revedere!